spună câteva cuvinte și apoi întrebările dumneavoastră. Da, bă, din păcate așa este, două jocuri care nu mai contează decât ca mijloace de pregătire pentru dubla manșă cu Brașovul din barajul pentru menținere în Liga a doua. Este un prim joc, cel cu Metaloglobus, care este însă important pentru că avem nevoie de un rezultat pozitiv, avem nevoie de, de o evoluție bună care să ne dea încredere, care să ne asigure liniștea pentru săptămânile următoare în a pregăti jocurile cu Brașov foarte bine. O întrebare, vă rog. Ce probleme de lot aveți? La momentul actual avem doi jucători accidentați. Este vorba de Zalufchi, o accidentare mai veche și, din păcate, din nou Iamandache, o accidentare la antrenamentul de marți. Sperăm ca până la ora jocului să fie refăcut, sperăm. Dar este apt? Total. Da, este apt. Și Pădurarul? Da, și Pădurarul. De săptămâna aceasta a intrat în program normal cu echipa. Dacă nu mai sunt întrebări pentru domnul Cretoru, îl rog pe Cristi Bocșan. Cum a spus și domnul antrenor, urmează două jocuri care, prin care noi sperăm să obținem victoriile în ambele jocuri pentru atmosfera echipei și pentru meciul de baraj care, din punctul meu de vedere, nu va fi ușor. Ce să zic? Băi, e greu când a început galeria să facă reproșuri destul de vocale. E greu pentru voi? Este foarte greu. Nu suntem indiferenți, dar așa a fost situația și prin jocurile noastre și prin victorii și na, ce putem face acum. Ce a fost, sperăm să uităm și pe viitor sperăm să câștigăm, să nu mai se ajungă la aceste lucruri. În lucrurile mai vreau să vă întreb, puteți explica puțin cum a fost cu Muraliu, pentru că în iarnă nu mai era cumva în lot, după aceea a revenit, ce s-a întâmplat, de ce această schimbare, că până la urmă bănesc a fost decizia staffului totul. Da, Murariu și-a dorit să rămână în continuare. A făcut, într-adevăr, a făcut o perioadă de timp pregătire în afara lotului, însă, la un moment dat, am considerat că dacă tot este un jucător care este sub contract cu clubul, este plătit de club, atunci să-l reintegrăm în lot și să-l folosim dacă va fi nevoie, așa cum s-a întâmplat și la Brăila, de fapt. Nu cumva s-a ajuns în situația aceasta pentru că deveni și nu a avut evoluții bune. Da, sigur, și lucrul acesta a contat pentru că introducerea lui a fost ca urmare a evoluțiilor mai puțin reușite ale lui Deveniș. N-a fost riscant să faceți lotul cu doar doi portari seniori, că practic Manovici are și meciuri cu elitele, bănuiesc. Adică n-a fost puțin... S-a și dovedit că dacă Murariu pleca, nu ați mai fi avut la cine să apelați. Nu, Kuzmanovici face parte din lotul echipei de seniori. În cazul în care am fi avut nevoie de el la seniori, atunci clar, el rămânea la echipa de seniori, iar la echipa de juniori se găsea o altă soluție din academie. Da, dar nu l-ați folosit, pe când l-ați folosit pe Murariu, la care teoretic ați dori să renunțați. Da, așa este. De ce? Este clar că, avându-l în lot, Murariu are o altă experiență decât Kuzmanovici și ăsta și fost motivul pentru care am apelat la el. Nu? La jocul cu Brăila. Mai ales că, eu știu, nu treceam printr-un moment foarte fericit. Era clar că veneam după o săptămână extrem de dificilă
Și chiar dacă jocul de la Brăila sau, eu știu, poziția în clasament a adversarului nu arăta că jocul ar avea o importanță deosebită, pentru noi era important să câștigăm acel joc. Dar de ce în iarnă s-a părut că nu s-a pregătit bine sau cum s-a ajuns la decizia asta? Nu, după turul de campionat s-a decis ca doar doi din portarii seniori să rămână pentru returul de campionat, ținând seama de faptul că mai sunt puține jocuri de disputat și să completăm lotul cu un portar din Academie sau chiar doi portari din Academie. De fapt, noi avem în programul de pregătire, avem în permanență doi portari din Academie, care vin și se pregătesc cu echipa mare, pregătim pentru viitor. Așa cum spuneam mai devreme, nu s-a ajuns la o înțelegere cu Murariu în iarnă. El a rămas în cadrul clubului, a rămas sub contract cu clubul, era plătit de club și atunci, dacă tot s-a întâmplat lucrul acesta, aș fi fost păcat să lăsăm să se antreneze în afara lotului și să nu reintegrăm în lot. Aș avea și o întrebare pentru Cristi Bocșan. Totdeauna când a fost nevoie de tine, ți-ai făcut datoria. Întrebarea mea este, care e poziția ta preferată? Stoper dreapta sau stoper stânga? Cel mai mult am jucat stoper dreapta, dar dacă este nevoie, joc și stânga, nu are nicio problemă pentru mine. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine pot, pe ce poziție mă pune la din altă. Bine, ne vedem sâmbătă la 12.